Timp de 2 săptămâni, la Colegiul Național Ion Minulescu a avut loc campionatul de fotbal organizat în memoria profesorului de sport Victor Culea. Pe terenul de fotbal, micii fotbaliști s-au confruntat în 72 de meciuri, ca în final cei mai buni să câștige trofeul. Ediția din acest an s-a desfășurat pe parcursul a 2 săptămâni. În prima săptămână s-au desfășurat întrecerile pentru clasele 5-8, iar în săptămâna 9-13 octombrie au fost jocurile rezervate claselor a 9-a și a 12-a. După ce în finala celor mici s-au impus băieții de la a 7-a C, astăzi, în finala mare, au ajuns foștii câștigători și băieții de la clasa a 12-a. Credeți că te-ai bătesc pe ceilalți? Sperăm, știm că și echipa adversă este o echipă foarte bună, pe puțin la fel de bună ca noi, dar considerăm că suntem destul de pregătiți și nu va fi o problemă foarte mare. Îți place de mult să joci fotbal? Da, am practicat și fotbal de performanță timp de 7 ani. Colegii mei de asemenea au practicat foarte mulți ani de fotbal și pe asta ne bazăm cel mai mult pe experiență. Ai spus că anul trecut ați câștigat, sperați ca și anul acesta să luați cupa? Da, sperăm de asemenea ca și anul acesta să luăm cupa, mai avem și anul viitor, sperăm ca și la anul să luăm cupa de asemenea. Trofeul ediției a doua a campionatului a rămas în continuare în brațele băieților de la clasa 11C. Câștigătorii au primit cupe și diplome din partea Direcției Județene de Tineret. Ne declarăm mulțumiți de desfășurarea competiției, nu au fost evenimente neplăcute, nu au fost accidentări și toate clasele participante au fost capacitate pe acest eveniment. Anul acesta se împlinesc 12 ani de când unul dintre cei mai iubiți dascăli slătineni a trecut la cele veșnice, iar Direcția Județeană de Tineret, în parteneriat cu Colegiul Național Ion Minulescu, a organizat cea de-a doua ediție a memorialului Victor Culea.